Bună seara, sunt Diana Popa și vă prezint știrile orei 17.30. Iată care sunt cele mai importante evenimente până la această oră. Cruzime fără margine la Dubăsari. Doi tineri și-au bătut mortal amicul, lăsându-l să zacă în cimitirul din localitate. Adolescentul a fost găsit de un trecător. Un arsenal de peste 300 de muniții a fost depistat de geniștii Armatei Naționale în apropierea orașului Taraclia. De ieri a fost dat startul sezonului de încălzire, ieri și astăzi au fost conectate la agentul termic mai multe instituții de învățământ din capitală. Astăzi, noul împărat nipon a urcat pe tronul cele mai vechi monarhii din lume. Ceremonia s-a desfășurat în prezența 194 de reprezentanțe statale din întreaga lume. Au remarcat un obiect suspect și au alertat geniștii. S-a întâmplat în apropiere de orașul Taraclia, unde specialiștii au depistat peste 300 de proiectile de artilerie. Nu este primul caz din acest an. În primele 10 luni ale lui 2019 au fost dezamorsate peste 7.000 de obiecte explosive. Geniștii au depistat un arsenal de muniții lângă orașul Taraclia. Aceștia au fost solicitați sâmbătă de un grup de muncitori care efectuau lucrări de drenaj în apropierea orașului Taraclia. În urma cercetării terenului au fost descoperite 307 proiectile de artilerie de calibrul 76 mm din perioada celui de-al doilea război mondial. Lucrările de cercetare genistică continuă și astăzi în zonă, iar la finalizarea operațiunii de cercetare, munițiile vor fi distruse în condiții de maximă securitate. În primele 10 luni ale acestui an, geniștii Armatei Naționale au dezamorsat peste 7.000 de obiecte explozive pe întreg teritoriul țării. Ministerul Apărării atenționează că în zonele în care există sau se presupune existența unor muniții, cetățenii sunt rugați să anunțe autoritățile locale. În cazul depistării unor obiecte explozive neidentificate, este interzisă atingerea munițiilor cu mâna sau cu alte obiecte, lovirea sau mișcarea munițiilor găsite în pământ sau la suprafață, demontarea focoaselor sau a altor componente. Primăria municipiului Chișinău a anunțat deschiderea sezonului de încălzire din acest an, începând cu ziua de ieri. O dispoziție în acest sens a fost semnată de primarul general interimar Adrian Talmaci. Inițial vor fi conectate la agentul termic grădinițele și școlile, dar și instituțiile medicale. Pe parcursul zilei de ieri au fost conectate la sistemul centralizat instituțiile de educație timpurie din sectoarele Centru, Râșcani și parțial Ciocana. Totodată, grădinițele din sectoarele Botanica și Buiucani urmează a fi asigurate cu căldură pe parcursul zilei de astăzi. De asemenea, blocurile de locuințe vor fi conectate la sistemul centralizat de încălzire la solicitarea gestionarilor fondului locativ. Eveniment istoric la Tokyo. Astăzi, noul împărat nipon a urcat pe tronul cele mai vechi monarhii din lume. Ceremonia s-a desfășurat în prezența demnitarilor din 194 de țări. Printre ei se numără și președintele Republicii Moldova. El a fost însoțit de prima doamnă a țării noastre. Sokuiyo, naigai ni senmei itashimasu. Astăzi, pe tronul crizantemei a urcat împăratul Naruhito. Evenimentul a marcat momentul istoric prin care succesorul lui Akihito și-a proclamat mandatul în fața poporului nipon și a demnitarilor străini. El a moștenit funcția la 1 mai, când a avut loc o altă ceremonie desfășurată în fața reprezentanților politici naționali și ai familiei imperiale. Momentul istoric s-a ținut în sălile cele mai maestuoase ale ermeticului Palat Imperial din Tokyo, care își deschide porțile doar pentru asemenea ocazii. Aproximativ 2000 de invitați, printre care 70 de șefi de stat și de guvern din întreaga lume, au asistat la cele mai importante festivități ale evenimentului. Altele vor fi ținute în continuare cu ușile închise. În momentul asumării conducerii statului nipon, Naruhito a purtat un costum de ceremonie brodat cu ornamente tradiționale. La
La întronarea lui Naruhito, cel de-al 126-lea împărat din istoria Japoniei, a participat și președintele Igor Dodon, însoțit de prima doamnă. Dodon a purtat un frac asortat cu o pereche de pantaloni clasici de culoare gri și o cravată maro. Prima doamnă a optat pentru o rochie maxi, elegantă, nuanță bej. Cei doi au trecut și pe la sediul Ambasadei Republicii Moldova de la Tokyo, înainte de a participa la întronarea istorică. Interpreta Nicki Minaj a fost cerută de soție, iar pregătirile pentru nuntă sunt întoi. Cum decurg pregătirile de nuntă, aflați din imaginele video postate de artistă. Doi ofițeri din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți au fost reținuți ieri seara de către CNA și procurorii anticorupție. Aceștia sunt bănuiți de corupere pasivă. Potrivit denunțătorului, oamenii legii ar fi pretins de la el suma de 200 de euro pentru a mușamaleza un caz de huliganism în care acesta ar fi fost implicat. Unul dintre polițiști ar fi sugerat să pună bani într-o carte pe care să o lase pe safeul din holul sectorului 4 al Inspectoratului de Poliție. Pe acest caz a fost pornită urmărirea penală. Polițiștii au fost plasați în arest pentru 72 de ore în izolatoarele din Glodeni și Fălești. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi polițiști riscă până la 10 ani de închisoare și amendă. De asemenea, vor fi privați de dreptul de a ocupa anumite funcții publice. Aduceau piese din UE și le introduceau în țară prin contrabandă. Este ispravă unor indivizi de la nordul țării care ulterior plasau produsele pe piața neagră din Republica Moldova. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal încă anul trecut, iar în prezent oamenii legii investighează noi probe. Suspecții riscă ani grei de închisoare. Oamenii legii au descins la domiciliul unor indivizi bănuiți într-un caz de contrabandă cu piese auto. Investigațiile au fost făcute la casele acestora în raionul Iedineț. De acolo au fost ridicate piese și motoare auto introduse în țară prin contrabandă, dar și alte bunuri obținute ilegal. Acțiunile au fost desfășurate pe marginea unei cauze penale pentru contrabandă pornită încă din luna aprilie a anului trecut. Cetățenii moldoveni, membrii ai grupului infracțional, erau responsabili de importul ilegal din țările UE a bunurilor, ca ulterior să fie realizate pe piața neagră a Republicii Moldova. De la domiciliile bănuiților pe cauza penală au fost ridicate 5 motoare pentru automobile de model Ford și Renault, fără acte de proveniență, mijloace bănești, asigurări auto, cartea verde, care ar fi fost eliberate de autoritățile franceze cu semne de falsificare, telefoane mobile și suporturi electronice de stocare a informației. De asemenea, au fost găsite și certificate de înmatriculare a 4 autovehicule. Acumularea probelor și analiza tuturor circumstanțelor pe acest caz continuă. Dacă le va fi demonstrată vina, suspecții riscă până la 10 ani de închisoare. Crimă odioasă la Dubăsari, un băiat de 17 ani a fost bătut crunt de doi amici și, aflându-se încă în viață, a fost aruncat într-un cimitir, printre morminte. Abia peste 6 ore l-a fost găsit întâmplător de un trecător. Deși a fost dus la spital, minorul nu a supraviețuit pentru că rănile erau prea grave. Scandalul a început într-un bar din orașul Dubăsari, unde cei trei prieteni au decis să-și petreacă seara, susține poliția locală. Minorul de 17 ani ar fi refuzat la un moment dat să bea. Acest fapt i-a înfuriat pe amicii săi. За новой порцией алкоголя отправили Сергея. Тот принес, но сам пить отказался. Хотел встретиться с девушкой. Друзей такой расклад не устроил. Supărați că au fost refuzați, amicii l-au luat la bătaie, iar coșmarul a durat mai multe ore. Prietnic stale его избивать по различным частям тела. Ну, в основном били в голову. Вывезли его на поле, расположено ближе к городу Дубасара, издевались над ним, заставляли рыть землю, после чего силой уже упал в бессознательном состоянии.
Загрузили опять же его в багажник автомобиля и вывезли на кладбище. Potrivit poliției, la scenele violente a fost martor și un taximetrist care fusese angajat să-i ducă dintr-o locație în alta. Tânărul însă nu s-ar fi implicat deloc și nici măcar nu a anunțat oamenii legii. Într-un final, victima a fost dusă într-un cimitir și aruncată printre morminte. Abia peste 6 ore, băiatul a fost găsit întâmplător de un trecător. Încă se afla în viață. Я думал, что какой-то мужик пьяный, подхожу, а там парень лежит, в крови весь был, и видно было, что и избили его, синяки везде были. Там вот убирали люди, я подошел, сказал, у вас позвонить есть, и мы вызвали скорую. Minorul a încetat din viață, deși a fost dus la spital. Rănile cu care s-a ales erau mult prea grave. Cei doi amici ai victimei și taximetristul au fost reținuți. Ei sunt cercetați pentru omor. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă între 10 și 25 de ani de închisoare. Nicki Minaj este în febra pregătirilor pentru nunte. Vedeta de peste ocean a hotărât ferm să-și lege destinul cu un bărbat controversat. Actualul logodnic al artistei a stat după gratii, dar asta se pare că nu o sperie. Cei doi au hotărât să formeze o familie la mai puțin de un an de relație. Vedeta americană a postat pe Instagram un video în care apar două chipiuri cu inscripția Mire și Mireasă, semn că pregătirile sunt întoi. Nicki a declarat încă în iunie că și-a oficializat căsătoria cu iubitul său, rapperul Kenneth Petty, iar printre scopurile următoare se numără cel de a rămâne însărcinată. Deși cei doi și-au pus pirostriile după mai puțin de un an de relație, Nicki și Kenneth se cunosc din adolescență. După ce au crescut, cei doi au păstrat legătura și s-au îndrăgostit unul de celălalt. Totuși, Nicki Minaj a fost dur criticată pentru această relație, deoarece Kenneth Petty a fost condamnat în anul 2006 la 7 ani de închisoare. Rapperul a fost găsit vinovat după ce a omorât un om în anul 2002. Vedeta de peste ocean însă susține sus și tare că în sfârșit este fericită. Recent aceasta a anunțat că se va retrage din showbiz pentru a se dedica totalmente familiei. Câteva sute de oi au inundat străzile Madridului. Explică defileul zgomotos al ovinelor pe străzile capitale spaniole, aflați în câteva momente la știri. Rămâneți aproape! Și-a pierdut viața în timp ce traversa strada pe o trecere de pieton dirijată de semafor. Victima, un bărbat de 48 de ani, a murit la fața locului, iar medicii de la ambulanță doar au constatat decesul. Poliția încearcă să afle la ce culoare traversa pietonul strada. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat aseară, în jurul orei 21:30, pe strada Ismail din capitală. Un automobil de marca Toyota, condus de un șofer în vârstă de 31 de ani, a lovit pietonul chiar pe trecere. Aceasta însă era dirijată de un semafor. La fața locului a venit poliția și două ambulanțe. În urma traumelor cu care s-a ales bărbatul în urma accidentului rutier, a decedat chiar la locul accidentului rutier. Șoferul a fost supus testelor pentru a se stabili dacă se afla sau nu în stare de ebrietate în timp ce se afla la volan. Polițiști urmează să stabilească la ce culoare semaforului se deplasa șoferul cu automobilul de model Toyota, dar și la ce culoare semaforului traversa pietonul strada. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal. În ultimele 24 de ore în capitală au avut loc 43 de accidente rutiere. Doi tineri din capitală și-au testat norocul la furturi când pe acoperișul unui bloc de locuit. De acolo au pătruns cu ușurință în interiorul apartamentului pe care l-au predat. Aproape 25.000 de lei a fost suma prejudiciului provocat de hoți. Acum aceștia riscă până la câțiva ani de închisoare. Mm.
Doi bărbați cu vârstele de 26 și respectiv 36 de ani, locuitori ai capitalei, au fost reținuți pentru 72 de ore în izolatorul Direcției de Poliție Municipiul Chișinău pentru comiterea unui furt din locuință. Polițiștii au fost alertați de proprietarea unui apartament care a anunțat că i-ar fi dispărut mai multe bunuri materiale din casă. Indivizii i-ar fi sustras 3.900 de lei, două laptopuri, parfumuri, două lănțișoare din aur cu pandativ, cauzând proprietarii un prejudiciu în sumă de aproape 25.000 de lei. În urma cercetării la fața locului, forțele de ordine au stabilit că suspecții au coborât de pe acoperișul blocului de locuit de pe strada Nicolae Testimițianu la balconul apartamentului și, prin deteriorarea geamului din termopan al ușii, au pătruns în locuință. La scurt timp, indivizii au fost reținuți și escortați la inspectorat pentru audieri. În cadrul acțiunilor procesual penale, suspecții și-au recunoscut vinovăția. Ei au spus polițiștilor că au comis infracțiunea din lipsă de bani. O parte din bunurile sustrase au fost vândute, iar câteva din ele au fost găsite de forțele de ordine la suspecția acasă. Bărbații nu sunt la prima abatere. Anterior, ei au fost judecați pentru acțiuni similare. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru furt. Dacă le va fi demonstrată vina, indivizii riscă până la 4 ani de închisoare. Cel puțin 55 de elefanți au murit de foame într-un parc național din Zimbabwe în ultimele două luni. S-a întâmplat din cauza reducerii masive a nivelului culturilor pe fondul unei secete severe. Parcul poate gestiona aproximativ 15.000 de elefanți, dar în prezent are peste 50.000 de exemplare. Suprapopularea a determinat animalele să se rătăcească în afara parcului pentru a vâna mâncare. Trupurile neînsuflețite ale animalelor au fost găsite la găuri de apă goale, aceștia fiind victime ale unei secete devastatoare care amenință acum viața oamenilor și animalelor sălbatice. Potrivit ultimelor informații, o treime din populație are nevoie de ajutor alimentar, țara confruntându-se cu o gravă criză economică. Potrivit unui raport al Programului Alimentar Mondial din luna august, 2 milioane de persoane riscă să moară de foame în țară. Eveniment mai puțin obișnuit pe străzile din capitala Spaniei. Sute de oi au devenit principalii participanți la trafic. Animalele sunt sărbătorite în fiecare an pe această vreme la Madrid. Deocamdată nu se cunoaște exact numărul participanților, dar anul trecut acesta a depășit limita de 2.000 de capete. Traficul pe străzile din Madrid a fost disturbat de oi. Incidentul s-a întâmplat cu ocazie specială. De ziua transhumanței în Spania, sărbătorită tradițional în această perioadă, păstorii din întreaga țară își mână turmele pe străzile orașului spaniol. Evenimentul adună anual mii de turiști, dar și localnici, care se bucură de spectacol. Fără a fi deranjați de miros sau gălăgie tălâncilor, oamenii au surprins momentul în înregistrări video. Au făcut poze și chiar au mânat oile de rând cu păstorii spanioli. Cei mai entuziasmați au fost copiii, care au avut ocazia să vadă animalele în realitate și chiar să le atingă. Ziua transhumanței este marcată începând cu anul 1994, iar de atunci ciobanii au dreptul să negocieze trasee istorice care circulă prin oraș. Una dintre cele mai admirate neveste disperate a fost condamnată la închisoare. Imagini cu actrița după gratii a fost surprinsă de paparazzi. Came to see her in federal prison, and that has sparked charges that the TV star is getting special treatment. Care a fost motivul reținerii, aflați în scurt timp, stați pe TV8. Cancerul nu alege, maladie necruțătoare a afectat-o pe Natalia Arnăuț, medic ginecolog și mama doi copii, în cel mai crunt mod. Vestea că suferă de cancer mamar a primit-o atunci când boala era în ultimul stadiu. Chiar și așa, femeia a găsit puteri și a luptat până la capăt. Care a fost finalul neașteptat al bătăliei pe viață și pe moarte? Aflați mâine, începând cu ora 16:45, doar la Iubește Viața!
Octombrie este luna în care femeile trebuie să se gândească o dată în plus la pericolul îmbolnăvirii de cancer mamar, deoarece în fiecare 3 minute, la nivel global, o femeie este diagnosticată cu cancer la sân. Natalia Arnăut, eroina noastră de astăzi, a aflat că suferă de această boală extrem de târziu, în ultimul stadiu. Gândul că băițelul meu atât de mic, 2 ani jumate, avea nu să mă țină minte, mă copleșea, pur și simplu. Asta a fost foarte dureros, dar mai dureros a venit noutatea peste câteva zile. Cum a fost lupta ei pentru viață, aflați mâine la Iubește Viața, de la 16:45, doar la TV8. O tornadă a lăsat prăpăd în urma sa într-un stat din America. Furtuna a smuls stâlpi electrici, acoperișuri și a dat la pământ copaci. În timp ce unii oameni au rămas blocați în casă fără curent electric, alții au ajuns cu leziuni ușoare la spital. Au fost înregistrate și pierderi de vieți omenești. O tornadă puternică ce s-a abătut asupra Texasului weekendul trecut a cauzat moartea cel puțin 3 persoane, iar zone întregi au fost afectate de inundații și au rămas fără curent electric. Unele persoane au rămas blocate în case după ce mai mulți copaci le-au blocat ieșirile din locuință. Mai mulți oameni au ajuns la spital, iar peste 50.000 de persoane au stat pe întuneric după ce tornada a smuls stâlpi de electricitate. Unele școli și-au anulat activitatea. Dezastrul a făcut ravagii în 16 districte din Texas. Localnicii au semnalat și scurgere de gaze. Responsabilii au înregistrat 40 de asemenea cazuri, iar în altă regiune un acoperiș a fost smuls de vânt. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Deocamdată nu au fost evaluate toate prejudiciile aduse de furtună, care va continua și astăzi. Un fotograf din Macedonia a dedicat 15 ani din viața sa pentru a surprinde în portrete imagini cu animale. Bărbatul este pasionat de viața animalelor sălbatice, așa că el a spus poveștile multor din ele prin intermediul fotografiei. Cel mai mult, acesta își dorește ca oamenii să înțeleagă nevoia de a avea grijă de prietenii necuvântători din natură. Printre cele mai mari remunerări pe care le pot oferi animalele sunt momentele de recunoștință sincere. Potrivit studiilor, afecțiunea animalelor poate atenua stresul și anxietatea. Și actorii sunt pedepsiți pentru mită. O cunoscută actriță americană ispășește o pedeapsă de 2 săptămâni pentru că a încercat să dea mită la Universitatea Americană. Actrița, care s-a filmat în mai multe producții de lung metraj, își dorea să dobândească locuri la universități americane de elită. Actrița Felicity Huffman, cunoscută pentru rolurile din lungmetrajul Transamerica și serialul Neveste Disperate, și-a recunoscut vina. Ea s-a prezentat la închisoarea federală din California pe 15 octombrie, iar 5 zile mai târziu, presa americană a făcut publice imagini surprinse în curtea instituției în timpul unei plimbări. Tentativele de mituire se plătesc scump în America. Huffman este nevoită acum să stea 13 zile după gratii. Apoi actrița va fi eliberată condiționat timp de un an, în care va trebui să efectueze și 250 de ore de muncă în folosul comunității. Pe lângă acestea, Huffman a scos din buzunar și $30.000 drept amendă. Instituția de corecție în care se află actrița momentan este considerată o închisoare de securitate scăzută. Ea este primul părinte condamnat în cazul denumit Operation Varsity Blues. De la hotărârea luată în cazul ei și până în prezent, 10 părinți au fost sancționați cu amendă și sau cu închisoare de până la 5 luni. Operațiunea a fost denumită de FBI după un film din anii 1990 despre presiunea pe care o exercită bursele școlare sportive. Acesta se referă la nereguli comise în perioada 2011-2018, când, potrivit anchetatorilor, părinții au încercat să înșele procesul de admitere american. Acestea au fost știrile orei 17:30. Nu ratați cel mai important buletin al zilei de la ora 19 cu Angela Gonța. Vă doresc o seară liniștită alături de cei dragi. Pe curând!